Distracție și voie bună miercuri seara la Casa de Cultură din municipiul Suceava. Sărbarea școlii gimnaziale numărul 3, copilărie în pași de dans, a făcut ca seara să fie una a bucuriei atât pentru cei care au evoluat pe scenă, cât și pentru spectatori. De la mic la mare, adică de la clasa pregătitoare și până la clasa a 8-a, cu toții s-au implicat și străduit să ofere celor prezenți în sală un adevărat spectacol plin de dans și cântec. Reușita elevilor nu ar fi fost posibilă fără îndrumarea cadrelor didactice de la clasă, cele care i-au coordonat și lucrat pentru ca publicul să vadă un minunat spectacol.